Aș vrea să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Trebuie să recunosc că m-a surprins în modul cel mai plăcut. Încă din prima seară, când am venit aici, am știut că Biserica Emanuel e o biserică de oameni pocăiți, dar nu mă așteptam totul să fiți într-un număr destul de frumos în această seară aici. După ce împreună am stat vineri seara, sâmbătă seara și de dimineață am avut un program maraton cu o grămadă de oameni mă gândeam că o să fiu eu și fratele păstor, dar uite că sunteți mult mai mulți, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la Evanghelistul Marcu, capitolul al șaselea, de unde voi citi de la versetul 44 până la versetul 52. Evanghelia după Marcu, capitolul 6, în mod normal, citirea ar începe cu versetul 45, dar ca să înțelege mai bine tot textul în contextul lui, citești și versetul 44, unde Biblia spune așa. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Și aici textul se referă la înmulțirea pâinilor și pești, peștilor de pe munte. Știți, dumneavoastră, cei care sunteți pocăiți și cunoașteți Biblia, despre ce e vorba. Domnul hrănește acolo, spun cei mai mulți cercetători ai Scripturii, undeva la 20.000 de, de oameni. Și spune apoi versetul 45 că după momentul ăsta extraordinar, îndată, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie, să treacă înaintea lui pe cealaltă parte, spre Betsaida. În, drum, în timpul acesta el avea să dea drumul mulțimii sau norodului. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus în munte ca să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe țăr. A văzut pe ucenicii săi că se necăjesc cu văzlirea, că vântul le era împotrivă. Și într-a patra strajă din noapte, după străjile romane, adică cândva către dimineață, a mers la ei, umblând pe mare, și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat. Pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat, Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis, Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Dați-mi voie să mai repet o dată cuvintele Mântuitorului și mi-aș dori din toată inima din predica asta, măcar aceste cuvinte să rămână adânc în inimile noastre. Zice așa, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Și ei au rămas uimiți și înmărmuriți că nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima, fiindcă le era inima. Cum le era inima? Împietrită. Știți știi ce zice Domnul? Când ne vede cu inima împietrită, zice, îi silesc, îi pun în corabie și trimit în mijlocul furtunii dați-mi voie înainte de a predica, să fac o scurtă rugăciune. Acolo unde sunteți, închideți ochii. Dați-mi voie să rostesc eu această scurtă rugăciune cu voce tare. Am nevoie de însoțirea lui Dumnezeu, cum și dumneavoastră la rândul vostru aveți nevoie de aceeași prezență a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Doamne, știu că Tu ai rânduit această seară, această după masă, în care împreună aici să stăm în jurul cuvântului Tău Sfânt. Nu-și cer nimic altceva, Doamne, decât te rog frumos, vorbește-ne tu. Amin. Îndrăznim să știm că tu ești prezent aici, de aceea nu ne este frică și suntem absolut convinși că timpul pe care îl petrecem în locul acesta e un timp în care tu vorbești sufletelor noastre și un timp benefic pentru noi. De aceea te rog, Doamne, uită-te la toți cei ce sunt adunați în locul acesta de la cei mai micuți până la cei mai în vârstă. Și tuturor nu ne vorbi după credința noastră, Doamne. Vorbește după bunătatea Ta. Amin. Și te mai rog ceva, Doamne. Te rog în această zi, cercetează-ne Tu. Amin. Recunosc, Doamne, că nu întotdeauna trebuie să simt ceva, dar în această după masă, îmi doresc în mod special ca eu, împreună cu frații și surorile mele, să simțim prezența Ta. Amin. Și te rog, Doamne Dumnezeule, dacă sunt în locul acesta oameni care de multă vreme n-au simțit prezența ta, te rog, atinge-te de ei în această seară. Și aș vrea din toată inima ca plecând din locul acesta. Fiecare dintre noi, dintre cei ce suntem adunați aici în numele Domnului Isus Hristos, Tată din ceruri, să putem spune din toată inima: Mare este Dumnezeul nostru și vrednic să primească toată gloria și cinstea și slava, pentru că Tatăl nostru s-a atins de noi în seara asta, pentru că Tatăl nostru ne-a vorbit în seara asta, pentru că Tatăl nostru ne-a vindecat în seara asta, pentru că Tatăl nostru ne-a eliberat în seara asta. Te rog, Doamne, vorbește după nevoile noastre, nevoi pe care nu mai tu le cunoști. Și te rog, în numele Domnului Isus Hristos, vorbește-ne și cercetează ne Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Noi avem senzația câteodată că suferința ne face mai buni. Să știți că nu e așa. Oamenii cred, mai ales noi românii, credem că suferința ne face mai buni. Ea nu ne face mai buni. Ea nu face decât să scoată din noi ceea ce este aici. Am învățat asta studiind cartea lui Iov. Și am învățat că un om în ecaz face ceea ce a fost obișnuit să facă și până atunci. Adică, dacă un om e obișnuit să blesteme, când trece prin ecaz, blestemă. Dacă e obi obi obișnuit să binecuvânteze, face exact cum a făcut Iov. Zice, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. În ciuda faptului că eu are un dialog cu Dumnezeu și dacă citiți cartea asta, este una dintre cele mai frumoase cărți care au fost scrise vreodată, Veți vedea că Iov are o, o discuție cu Dumnezeu foarte sinceră, câteodată citești și nu-ți vine să crezi că e în Biblie. Și totuși Dumnezeu apreciază sinceritatea lui Iov. Necazul, durerea, suferința, pierderea, boala, în general, toate lucrurile acestea prin care trecem mai devreme sau mai târziu, nu ne fac mai buni, ci nu fac altceva decât să scoată din inima noastră ceea ce este deja acolo. Zice Iacov, fratele de trup al Domnului Isus în cartea lui, în capitolul 1, zice așa, Frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Nu zice dacă treceți. Când treceți? Că e o problemă de timp. S-ar putea ca unii dintre cei ce sunt așa mai tineri aici să spună treaba asta cu suferința nu pentru mine și deja să se focalizeze pe o altă frecvență. Ascultă-mă bine. Indiferent de vârsta ta, mai devreme sau mai târziu, Suferința, într-o formă sau alta, te urmărește. De aceea Iacov zice așa, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre nu-i degeaba. Adică dacă Dumnezeu îngăduie un caz, o durere, o pierdere în viața ta, o face cu un anumit scop. Important e să știm că în momentele în care Dumnezeu îngăduie asta, El nu ne abandonează. În urmă cu ani de zile, după terminarea unei evanghelizări, într-o duminică seara, într-o biserică mare pentecostală, la terminarea programului, mă, mă pregăteam să plec spre casă, eram uh, pornit să plec, când Duhul lui Dumnezeu a vorbit inimii mele și acum nu vă aștepta să vă spun că am auzit o voce, că unii cred că dacă Dumnezeu le vorbește, trebuie să fie așa o voce groasă, clar că asta e vocea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a pus în gând, în mod insistent, că trebuie să mă duc în spital să vizitez pe cineva. Acum, trebuie să știți un lucru. Nu m-a chemat nimeni să mă duc în spital și nu cunoșteam pe nimeni în spital, acolo în orașul ăsta. Dar Duhul lui Dumnezeu mi-a pus în gând să mă duc în spital că trebuie neapărat să ajung la cineva. În primă fază m-am gândit că îți eu prea sentimental, îți prea penticostal, îți prea bihorean, habar n-am și am, ev am evitat să fac asta. Apoi mi-am zis, Doamne, dacă e de la tine gândul ăsta, vreau să spun ceva. Eu mă duc acolo, dar dacă voi observa că asta nu e o oră de vizită, duminică seara după 8, dacă mă voi întâlni cu un doctor, cu un portar, cu o infirmieră, cu un asistent medical, care să se uite la mine, care să se uite la mine și să, să îmi spună ceva, nu foarte politicos, să mă întrebe mă, ce cauți pe aici, Doamne, uite cum stă treaba, eu nu stau. Dacă însă toate lucrurile merg așa perfect, atunci înseamnă că gândul ăsta a fost de la tine. Zis și făcut, n-am mai stat la masă, m-am dus direct. Când am ajuns acolo, nici nu mai știu la ce etaj, am urcat în lift, unde s-a oprit liftul, mai erau câțiva. Nu m-a întrebat nimeni nimic. Acum asta în România poate n-ar fi așa de mare mi mirare. Dar în momentul în care am intrat în salon și mă așteptam să aud vocea unui medic sau unui cadru medical care să mă întrebe, domne, ce cauți aici la ora asta, duminică seara? Deodată am auzit vocea unui bărbat care m-a salutat și mi-a zis, pacea Domnului frate Adi. Când mi-a zis că este asta, m-am uitat înspre el și omul mi-a zis așa, eu sunt în spital de vreo două săptămâni, o săptămână și ceva, copiii mei sunt plecați din țară, nu m-a vizitat absolut nimeni și i-am spus lui Dumnezeu în ultimele zile: Doamne, dacă îți pasă de mine, trimite pe cineva la mine în spital. Și, zice, de dimineață te-am auzit predicând la radio, n-am crezut că Dumnezeu te trimite pe tine. Și am stat cu el, nu mai știu, 20 de minute, 30 de minute, n-am stat prea mult. Dar de câte ori îmi aduc aminte din întâmplarea asta. Îmi dau seama de un lucru pe care știu teoretic, dar practic, când ajungi în lecția suferinței, durerii, pierderii. Știți că teoria ca teoria, dar practica ne omoară în momentul ăla, e greu să te ancorezi în modul cel mai sincer și real în promisiunile lui Dumnezeu. Dar de câte ori îmi aduc aminte de momentul ăsta și mă uit așa prin biblioteca memoriei și mai apelez momentul ăsta, mă cuprinde așa o stare de emoție extraordinară, pentru că, încă o dată, înțeleg că am un Dumnezeu care nu abandonează niciodată. Aș vrea în această zi să vorbesc despre ce ar trebui să știm atunci când trecem prin încercare. Sunt trei lucruri pe care le învățăm din acest text. Acum, orice predic are trei puncte, după cum ați putut băga de seamă. Nu ești predicator omilet dacă n-ai măcar trei puncte. Uite, predica din această seară are de asemenea trei puncte. Sunt trei lucruri pe care le învățăm din episodul acesta interesant, din momentul acesta interesant al umblării Domnului Iisus Hristos pe ape, toți oamenii au auzit de acest moment, fie că creștini sau necreștini, pocăiți sau nepocăiți. Momentul în care Domnul își silește, îmi place cuvântul ăsta, își obligă ucenicii să urce în corabie și îi trimite în mijlocul furtunii. De ce? Că aveau inima împietrită. Și sunt trei lucruri pe care le învățăm din episodul acesta. Mai întâi, Învățăm că viața este imprevizibilă mai spun o dată și o spun apăsat. Viața este imprevizibilă. Zic și a treia oară, adică mai pe românește, viața nu poate fi programată după cum ne-ar plăcea nouă. Dacă ne facem planuri, foarte bine facem. Evrei au o vorbă care zice așa. Tu faci planuri și dacă vrei să-ți faci planuri pe următorii cinci ani, Dumnezeu își rezervă dreptul să zâmbească în dreptul lor. Un alt proverb spune, dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să zâmbească, spune care sunt planurile tale pe următorii ani. Viața e întotdeauna imprevizibilă. Noi ne facem planurile noastre o să mă duc acolo, o să fac următoarea negustorie, cum spune Scriptura, mă duc la școala aia, foarte bine, ți-ai făcut planuri. Dar întotdeauna să ai această rezervă. Dumnezeu își rezervă dreptul să schimbe planurile. Ăsta e primul lucru, viața este imprevizibilă. Pare o banalitate, dar ve veți înțelege la ce mă refer. Al doilea lucru, întotdeauna, dar absolut întotdeauna, Dumnezeu e stăpân. și aș vrea să aud un amin. <gură> Mai zic o dată. Întotdeauna Dumnezeu e stăpân. Amin. E o imagine extraordinară când Domnul își dea ucenicii și îmi place și propoziția asta în care spune că Domnul și-a silit ucenicii să meargă în furtună. Adică nu că au vrut ei. Exact cum se întâmplă câteodată cu copiii voștri când îi aduceți la biserică. Exact cum se întâmplă câteodată când, nu știu, aduci, aduci, pe cineva mai mult cu forța aici. E, imaginea asta, aș fi vrut să o văd, nu, din păcate nu era un vreme aceea camere de filmat, însă un lucru e clar, Isus este stăpân. Trei, Isus ne oferă tot ce avem nevoie și când spun Isus ne oferă tot ce avem nevoie, aș vrea să nu înțelegeți greșit, El nu ne oferă tot ce vrem. Tot ce ne-ar plăcea nouă, tot ce ne trece nouă prin minte. Nu, El ne oferă tot ce avem nevoie. Slăvi să fie numele Lui. Acum mai zic o dată ca să rămână clar în mintea noastră și apoi o, o, voi lua în direcția în care va îngădui Duhul Sfânt. Am spus mai întâi, vă aduceți aminte, viața este imprevizibilă. În al doilea rând, Dumnezeu este stăpân. În al treilea rând, Isus ne oferă tot ce avem nevoie. De deci ce am spus că viața este imprevizibilă? Uitați-vă la ucenicii Domnului Isus, care într-o zi sunt cu Domnul pe munte, se întâmplă minunea cu înmulțirea pâinilor și peștilor, în contextul acesta, dacă vă aduceți aminte și 100% vă aduceți aminte, spune Biblia că oamenii impresionați de faptul că Domnul le dă mâncare gratis vor să-l facă regele lor. Cine n-ar vrea un rege care să îți asigure mâncare gratis? Și în contextul în care vor să-l facă pe Domnul Împărat, probabil că ucenicii se visau, nu știu, miniștri în jurul Domnului Isus. Îl văd pe Petru gândindu-se că va fi ministru, dacă mă gândesc bine, ei s-ar fi potrivit ministrul de justiție, că spune Biblia că Petru avea o sabie la el, chiar și în ziua aia când era în grădina Ghețiman. Vă amintiți de momentul acela? Probabil că Iuda să visa la finanțe, fiecare cu abilitățile lui. Și în situația aceea, dintr-o dată, în mod neașteptat, totul se schimbă, Domnul îi obligă să urce în corabie, pornesc pe drumul acesta liniștiți și deodată, în mijlocul mării, începe furtuna. Nu știu câți dintre voi ați mers cu barca în larg vreodată, dar bănuiesc că acum noi românii călători fiind oriunde ne aduce lumea asta, întâlnim măcar un român. Mai devreme sau mai târziu, cândva ați trecut undeva cu o barcă sau... Eu de două ori am fost, să zic așa, mai în larg, odată când am fost în Australia și odată în America. Frații din Australia, foarte pasionați de pescuit, acum fiecare cu hobby lui, nu-i judec, n-am putut să înțeleg niciodată treaba asta, dar m-au împachetat, m-au silit, ca să zic așa, eram acasă la ei și din politețe, ce să faci? Frații mi-au zis, Na, frate, vii cu noi în larg. Avea un frate o barcă faină, puțin zis, barcă. Era ita mai barca. Și am plecat în larg. Ei, acolo am învățat cât de imprevizibilă este vremea pe ocean. Adică, totul poate fi liniștit și în câteva minute să înceapă furtuna. Am ieșit noi în larg, fratele foarte simpatic, avea un arsenal întreg de undițe, de tot felul de chestii, de pescuit, mi-a dat și mie una, n-am reușit să prind nimic, dacă când stăteam noi mai bine și mai liniștiți și părea că oceanul e mai liniștit, în două, trei minute s-a pornit o furtună. S-a pornit o furtună. Deci dacă s-a fost vreodată pe ocean, valurile se ridică, nu știu, clădirea asta e mică. Parcă se prăvălesc peste tine blocuri în Ei, în momentul ăla, mi-aduc aminte, am coborât că omul avea, am zis, barca mare, avea vreo două încăperi undeva sub punte, am coborât acolo și m-am rugat, Până când am ajuns la mal. Evident, am ajuns cu bine, altfel n-aș fi fost astăzi aici. Dar atunci am învățat ce înseamnă că viața este imprevizibilă, așa cum vremea este imprevizibilă pe mare. De fapt, în viață lucrurile stau așa. Un singur telefon îți poate schimba mersul vieții tale. Un singur telefon prin care ești anunțat că, de exemplu, ai primit un diagnostic care schimbă viața. O singură clipă de neatenție la volan, un singur moment de neatenție îți schimbă viața pentru totdeauna. Într-o clipă, parcă tot destinul tău se poate schimba. De ce? Că așa este viața. Exact ca vremea pe mare, imprevizibilă. Numai acum, ascultați-mă bine și vreau să vorbesc aici cu aceia dintre voi care sunteți ceva mai tineri. Cum am permis și eu să fac pe bătrânul, cam 42 de ani, mulți înainte, vă doresc la fel. Și. Uh... Știu că atunci când ești tânăr, nu-ți imaginezi că vei ajunge vreodată bătrân. Am un prieten care îmi spune în ultima vreme, mă frate, zice, mă tot uit în oglindă și semăn cu tata tot mai mult. Și am zis, e bine că vine vremea că o să semeni cu bunicul tot mai mult. Și, și asta e un har. Când ești tânăr, nu te gândești vreodată că vei îmbătrâni. Când e sănătos, nu te gândești vreodată că te vei îmbolnăvi. Când totul e bine în viața ta, îți imaginezi că totul va rămâne așa. E adevărat? Recunoașteți asta. Când totul e perfect în viața noastră, ne gândim că niciodată nu se va schimba. Ascultați-mă, viața se schimbă dintr-o dată, în mod neprogramat și neașteptat. Și pocăiții mei, vreau să vă mai spun ceva. Și nedrept, pentru că viața e nedreaptă, dar Dumnezeu rămâne drept. Noi de multe ori ne gândim așa, măi, eu sunt un om credincios. Prin comparație cu alții, vin la biserică și duminica seara și în timpul săptămânii, îmi fac treaba mea, postez, mă rog, și mi-am făcut calculurile mele. Credem că matematica noastră se potrivește cu matematica lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă foarte bine. Viața este profundă dreaptă. Viața te lovește în mod imprevizibil și neașteptat și te gândești, Doamne Dumnezeule, dar eu, tocmai mie mi se întâmplă că, uite, cu tare au făcut așa, celălalt au făcut altfel și totuși, Că lucrurile merg bine și acum eu am pierdut banii ăștia, mi-am pierdut sănătatea, am trecut prin criza asta. De ce mi se întâmplă tocmai mie? Pentru că avem senzația în viață că atunci când totul e bine, va rămâne întotdeauna bine. Dar ascultați-mă, viața este exact ca vremea pe mare. La un moment dat se poate să fie liniștită, dar furtuna pornește dintr-o dată. Și vreau vrea să vă spun ceva astăzi. Atunci când viața te lovește în mod neașteptat și nedrept, Dumnezeu rămâne mai departe drept. Și s-ar putea să ne întrebăm unde e Dumnezeu în momentele acelea. Răspunsul este simplu. Aduceți-vă aminte că Isus apare în fața ucenicilor Lui și le spune, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Știți uh, care e răspunsul la întrebarea aceasta? Dumnezeul care a fost cu noi pe munte eu cântare, cred că o știți. Dumnezeul care a fost cu noi pe munte e Dumnezeul care rămâne și în mijlocul furtunilor. Mai zic o dată: Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor. Mai zic o dată: Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor. Dumnezeul care a fost cu tine atunci când toți copiii tăi erau în jurul tău și părea că viața voastră e perfectă, e același Dumnezeu care a rămas cu tine acum după ce a trebuit să înmormântezi pe cineva drag. Da, Dumnezeul care a fost cu tine când erai sănătos, e același Dumnezeu care rămâne cu tine atunci când te trezești brusc legat de aparate într-un salon de spital, știind că viața ta atârnă doar de un fir de ață. Da, Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne, Dumnezeul furtunilor, Dumnezeul care e cu noi la bine, e același Dumnezeu care rămâne cu noi și atunci când suntem la greu, să să fie numele Lui. Și de multe ori viața noastră atârnă doar de un fir de ață. Pentru că am văzut că sunt o grămadă de prunci în biserica voastră, Domnul se binecuvânteze. Parcă nu vreți ca Dumnezeu să binecuvânteze, așa zis aminul am ăsta. Mai zic o dată, Domnul se binecuvânteze. Mi-aduc aminte de o întâmplare cu un băiețel care avea... Tu câți ani ai? Tu nouă. Na. No. Cum te cheamă? Iosua, Domnul să te binecuvânteze, ai nume de biruitor. Era așa ca Iosua, un băiețel de 90 ani, undeva într-o oază, într-un deșert, se îngrija de caprele tatălui său. În oaza aia exista o plantă rară pe care o căutau niște cercetători britanici. Celebrii cercetători britanici, despre care tot auzim pe internet că vor descoperi secretul vieții veșnice și nu mai reușesc să-l descopere și nu-l vor descoperi niciodată, de fapt. Și cercetătorii ăștia britanici și încercetători erau mai, uh, mai bine făcuți și planta se afla undeva într-o prăpastie. S-au dus ei acolo, s-au gândit, bă, avem cum să coborâm acolo, dar l-au găsit pe Iosua. Un băiețel așa ca Iosua, care stătea la caprele lui Taica său, și ori încercat să fac o înțelegere cu el și au zis, auzi, o să fii atent cum facem. Noi te legăm cu o frânghie, că noi nu putem cobora acolo, că suntem uh, prea puțini antrenați. Te legăm pe tine, te lăsăm să cobori acolo, Ei planta și ne înțelegem noi cumva. Și Iosua, băiat deștept, exact ca băiatul de aici. o zis așa, uite cum facem. Eu sunt de acord să mă legați, să cobor acolo, numai că, o singură condiție vă pun. Nu-mi trebuie banii voștri, nu vreau premiu de la voi. Un singur lucru vreau. De capătul sforii să nu țineți voi. Că dacă țineți voi de capătul sforii, la cel mai mic pericol, voi ați lăsat sfoara, ați plecat și o rămân în prăpastie. Vorbim cu tata, vine tata, ține el de capătul sforii, pentru că știu un lucru. Orice animal sălbatic ar veni, orice pericol ar apare, tata cu prețul vieții nu va lăsa sfoara din mâinile lui. Acum, care e moral acestei întâmplări? Viața noastră de foarte multe ori atârnă doar de un fir de ață. Doar în momentele acelea ne dăm seama că de fapt suntem atât de fragili. Numai că de capătul acestui fir de ață nu ține nici domn profesor, nu ții nici tu cu banii tăi și cu înțelepciunea ta Cum ai crezut până în momentul ăla Bă, alții sunt vezi Eu niciodată că îți mai deștept decât toți Ci de capătul acela de ață Ține o mână nevăzută E mâna lui Dumnezeu Cel pe care Biblia numește Elohim cel pe care Biblia numește Iahve Cel pe care Biblia numește Adonai Dumnezeu, stăpânul el este cel care ține de capătul acesta de ață. Viața cei drept este imprevizibilă. Oricând ne chinuim să o programăm, să o ajezăm și ne gândim, o să fac așa și o să fac altfel. Ascultă-mă bine, viața e nedreaptă și imprevizibilă. Și probabil că în seara asta unii dintre voi sunteți la biserică exact cu acest gând în sufletul vostru. S-ar putea, draga mea, să fi venit în această seară la biserică tocmai pentru că ai trecut în ultima vreme printr-o mulțime de probleme și ai zis, mă duc la biserică să văd dacă cumva îmi va vorbi Dumnezeu. Viața te-a lovit în mod neașteptat fi crezut vreodată că vei ajunge în situația în care te afli. Ba mai mult te-a lovit nedrept pentru că tu ai fost corectă și totuși în această zi ești în situația dramatică în care te afli. Vreau să spun ceva, Dumnezeul care a fost cu tine la bine e garantat, Dumnezeul care rămâne cu tine la greu. Dumnezeul mese gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor. Și Dumnezeul acesta vrea să-ți spună în această seară că te iubește, iar din situația în care te afli, Dumnezeu vrea să înveți ceva. Pentru că al doilea lucru pe care îl învățăm, nu o să mă lungesc foarte tare, uh, al doilea lucru pe care îl învățăm e că Dumnezeu rămâne întotdeauna stăpân. Mai zic o dată, Dumnezeu rămâne stăpân. <laughs> Mai zic o dată, Dumnezeu rămâne stăpân. Știți când, când vă zic asta, mă gândesc la rugăciunea lui Ilie când, când s-a rugat ca Dumnezeu să trimită foc din cer când au făcut rugăciunea aia scurtă în care eu zis lui Dumnezeu, Doamne, fă să se vadă astăzi în Israel că eu sunt slujitorul tău și că, și că tu ești adevăratul Dumnezeu. Și când coboară foc din cer, spune Biblia că tot poporul adunat în locul acela se prăbușește cu fața la pământ, declarând un singur lucru. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Ce n-aș fi dat să văd imaginea aceea? Imaginea aceea cu mii de oameni prăbușindu-se cu fața la pământ, declarând un singur lucru. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Mai zic o dată, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Voi nu vedeți că trebuie să vină aici în față oameni care să ne îndemne la rugăciune? Să mă iertați, dar niciodată n-am înțeles care e rostul îndemnului la rugăciune. Știți că rugăciunea este respirația sufletului. Oare trebuie trebui să stea cineva lângă mine să mă îndemne? Hai că mai poți respira încă o dată. N-ar trebui decât să vină cineva în față, nici măcar un minut. Cât câteva secunde să ne spună avem de făcut următoarea rugăciune pentru motivul acesta și toată biserica ar trebui să izbunim, izbunim, în rugăciune pentru că rugăciunea nu înseamnă decât respirația sufletului. De foarte multe ori trebuie să vină cineva să ne cânte la pian, să mai cântăm o cântare ca până la urmă să reușim cumva să facem o rugăciune. Dar imaginea asta este extraordinară când mii, sute de mii, poate milioane de oameni, spune Biblia că tot poporul era adunat acolo, se prăbușesc cu fața la pământ declarând un singur lucru. Domnul Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Biserica Emanuel, îmi doresc în seara asta ca Dumnezeul acesta să se manifeste în locul acesta și prezența acestui Dumnezeu să fie simțită de fiecare persoană din locul acesta. Pentru că El rămâne stăpân. Ce n-aș fi dat să văd imaginea aceea când Domnul i-a silit pe ucenici să urce în corabie? Și ce înseamnă asta? Eu forțat, mă, oameni buni. Parcă-l văd pe Domnul întrebând, nu, unde-i Petru? nu știu, să ascunde, pune-ți mâna pe el. a asilit. Dumnezeu câteodată ne silește. Știți că unii fug de voia lui Dumnezeu, dar degeaba fugi. Nu te poți ascunde de ea. Într-o biserică pe care am păstorit-o, prima, a rămas fără acoperiș la biserică. Nu că a fost vreo furtună, am fost eu plin de râvnă. În sensul în care, fiind la început cu slujirea, foarte devreme, mi-a venit ideea să facem o reformă și din reformă a rămas numai forma, în sensul în care am dat acoperișul la o parte și câțiva frați din adunare au zis, frate, fă că te sprijinim, dar după ce am dat acoperișul a rămas numai eu și încă doi bătrâni. Și a zis, Doamne, acum a fost să nu plouă, era vară, dă ploua, nu ploua prea tare, o ploua numai de vreo două ori mai încet. Și pe lângă faptul că a rămas fără acoperiș și acum era o problemă că nu aveam bani să terminăm lucrarea aceea. Și am început să mă rog. Și după o vreme, la câteva zile, trimite Domnul la mine un om care nu era penticostal. Mama lui era cei drept, dar nu avea nicio treabă cu biserica. Nu știa el ce probleme avea unul la biserică. O veni la mine, o zis, domnul pastor mă sună, am avut un vis, uite ce mi s-a întâmplat. Și mi-a spus visul, și au venit exact cu suma de bani de care aveam nevoie să terminăm construcția. Au venit la biserică, au văzut că de fapt nevoile sunt mai mari, aveam nevoie de niște bani ca să terminăm acoperișul. Dar mai trebuia, că vă dați seama, când dai acoperișul la o parte, sunt chestii multe de făcut, nu, N -am știu nu mă pricepem așa bine la construcții. Uh -huh. praful, alte lucruri, după aia să faci toate celelalte. Și omul zice, fii atent, eu am o firmă de construcții, eu vă ajut la construcție, dar eu nu intru în biserică. Oamenii mei, dacă vreți, intră în biserică, dar eu nu intru în biserică. Pentru că mie mama mi-a zis că dacă intru în biserică, primul lucru care mi se întâmplă, eu mă pun în genunchi și mă pocăiesc și eu nu vreau să mă pocăiesc. Dar uite cum facem. Eu lucrez împreună cu oamenii mei la exterior. Și ei, dacă vor, pot lucra în interior. Și și ce am făcut? L-am lăsat pe el să lucreze la exterior, știind că Dumnezeu lucrează întotdeauna la interior. Mi-aduc aminte că eram pe acoperiș și când eram pe acoperiș, zâmbeam și ziceam, mă, ai grijă să nu pici, că dacă pici, tu te pocăiești. Până ajungi jos, ești pocăit. Toate ca toate am terminat treaba cu construcția, când în sfârșit am terminat, omul a refuzat să vină la programul de inaugurare, dar după câteva săptămâni, din obligație, acum fiți atenți că și obligațiile astea sunt bune, din obligație pentru că avea o soră care și-a dus copilul la binecuvântare, o venit la biserică. Dar înainte m a avertizat. Domnul pastor, fii atent, eu vin la biserică, dar eu nu mă pun pe genunchi. Sau cum zic bihorenii, eu nu mă pun pe jerunți. Eu știu că voi când ajungeți acolo vă puneți pe gerunți, pe eu nu. Eu vin mai devreme, dar vă rog frumos să mă lăsați în pace. Nu mă băgați în seamă, nimeni nu vorbește cu mine. Vă rog frumos să mă lăsați în pace. stai, liniște-mă, omule. Nu avem camere de filmat să stea pe tine. Și a venit din obligație. Cum? Se mai întâmplă câteodată să vină unii din obligație. Mă uit așa peste pe adunare și mai văd câte un frate cum stă. E clar că l-a dus nevasta. Sau și invers mai valabil. Nu mai zic de prunci. Pruncii unii... Dar nu la voi. În altă parte se mai întâmplă treaba asta. Și au venit... Eu am venit la adunare cu jumătate de oră mai devreme și la fără 20 intră în biserică. Deci, în momentul când au intrat, ușa era acolo, o bisericuța mică, în momentul când au intrat, au căzut în genunchi, în ușa bisericii. Nu s-au ridicat de pe genunchi până la ora nouă, când trebuia să înceapă programul, pe lângă el au îndrăznit să intre vreo doi sau trei, dar era chiar în cadrul ușii, ceilalți frași și surori stăteau afară, nu s-au ridicat de pe genunchi până la ora nouă, fără nicio predică, s-a întâmplat exact ce i-a spus mama toată viața până atunci, când intri în biserică, Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut că vei, căzea, că vei cădea în genunchi și te vei pocăi. A fost și un efect psihologic în același timp și unul spiritual. În ziua aceea Dumnezeu i-a schimbat viața. El nu a venit acolo cu a avut chef să vină. Nici nu și-ar fi programat asta, dar era obligat. Acum vreau să vă spun vouă celor care ați venit eventual în seara asta, pentru că fratele păstor v-a spus, veniți și duminică seara, nu cumva să mă faceți de râs. Sau, în cazul acelora care ați venit aduși de părinți sau de prieteni, sau pur și simplu ați fost obligat să participați aici la vreo slujire, îți garantez ceva, Dumnezeu e stăpân și Dumnezeu îți poate schimba viața. Mă auzi în seara asta. Ești la biserică, probabil te-ai gândit, am venit și eu duminica asta seara, o să treacă programul și o să-mi văd mai departe de viața mea. Dumnezeu îți poate schimba viața. De ce? Pentru că Dumnezeu rămâne stăpân. Mai zic o dată, Dumnezeu rămâne stăpân. Mai zic o dată, Dumnezeu rămâne stăpân. Gândiți-vă în felul următor. Când Dumnezeu te silește și te pune în corabie și te trimite în mijlocul furtunii, gândul tău e acesta. Mă, cum am ajuns aici? Și dacă tu îți dai răspunsul, Dumnezeu a îngăduit să fiu aici. Indiferent cât de grea ar fi furtuna, cel mai important lucru e să știi că ești în voia lui Dumnezeu. Mă înțelegeți ce vă spun? Parcă-l aud pe Toma vorbind cu Petru. Petre, cum am ajuns în furtună? Nu Domnul ne-o să urcăm în corabie? Ba da! Păi dacă Domnul ne-o silit să urcăm în corabie, dacă Domnul ne-o obliga să ajungem în furtună, înseamnă că tot Domnul ne va purta de grijă. O, draga mea, ascultă-mă bine! Dacă Dumnezeu a îngăduit pe marea vieții tale în mod neașteptat să ajungi în situația în care ai ajuns, atunci, tot Domnul e cel care îți va purta de grijă, și tot El este cel care, odată cu încercarea, a pregătit și drumul de salvare din ea. Dragul meu, ascultă-mă în seara asta. Dacă Dumnezeu a îngăduit să treci prin necazul prin care ai trecut, tot Dumnezeu va pregăti și calea de ieșire, biruitor, din încercarea aceasta. Știți ce e cel mai greu lucru? Cel mai rău lucru e să fii undeva în furtună, dar să fii ajuns acolo din cauza prostiei tale, din cauza alegerilor tale greșite, din cauza pucăturilor tale, din cauza instinctelor tale, din cauza neascultării de Dumnezeu. Dar cel mai bun lucru în viața asta e să știi că ești în voia lui Dumnezeu. Da, sunt în furtună, da, sunt pe pat de suferință, da, sunt în încercare, dar știu că Dumnezeu a îngăduit să fiu aici. Dacă sunt în voia lui Dumnezeu, prefer mai degrabă să fiu în furtună în voia lui Dumnezeu decât să fiu singur pe mal și să spun, mă, mai bine rămân aici. Probabil că ucenicii au spus Domnului atunci când Domnul îi silește să urce în corabie, Doamne, mai lasă-ne măcar noaptea asta să rămânem aici pe munte, că tare bine stăm aici pe munte. Dar spune Biblia că Domnul nu-i ascultă, îi silește, îi pune în corabie și îi trimite în mijlocul mării. Și când știu că sunt în necaz pentru că Dumnezeu a îngăduit necazul peste viața mea, pot să spun la fel ca Iov, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Pentru cei care nu înțeleg, Aleluia le și traduc. Înseamnă lăudat să fie Domnul. Mai zic o dată, Aleluia! Ei, puteți un amin mai puternic? Aleluia! Amin. Dumnezeu este stăpân. Cel mai, cel mai bun lucru e să știi că ești în voia lui Dumnezeu. V-am povestit că am un prieten care e doctor și care uh, nu crede în Dumnezeu. E așa, Deci, poate există, poate nu există. Mi-a povestit că odată au avut de la biserică o familie, de fapt ea era bolnavă de cancer și familia, soțul și copilul erau alături de ea. Ea avea vreo 40 de kilograme slăbise din cauza uh, tratamentului prin care a trecut. Și îmi zice doctorul ăsta, a fost coleg de școală, îmi zice, mă, Adi, mă enervează oamenii ăștia. Și cel mai tare mă enervează bucuria lor. Și mai ales bucuria lui. Pentru că, mă, ăsta ori e inconștient, ori vrea să-i moară nevastă. Pentru că ăsta nu știe cât de gravă e situația. Zice, las că ți-i aduc eu cu picioarele pe pământ. O încerca să-i aducă cu picioarele pe pământ, dar nu. Pentru că s-au dus la ei, acum nu știu cum sunteți voi, dar de obicei medicii când folosesc termenii lor medicali, noi ăștia pământeni obișnuiți, când ne auzim, de obicei ne panicăm și dacă nu înțelegem, primul rând pentru că nu înțelegem, se pare că e ceva foarte grav întotdeauna. Și zice, m-am dus până la urmă la oamenii tăi. Vorbesc cu el la un timp. Și zice, mă, să vezi ce zic oamenii tăi. Le spun cât de gravă e situația, mă uit la ei și ăștia toți zâmbeau. Și îmi spun, domnul doctor, dumneavoastră, încă nici nu știți tot. Noi mai avem niște analize starea e mai gravă decât credeți dumneavoastră. Și a rămas blocat. Și ori continua și ori zis așa, el o zis așa, domnul doctor, noi s-ar putea dumneavoastră să credeți că nu suntem chiar așa normali. Dar noi suntem perfect normali, pentru că noi știm că oricând putem pleca din lumea asta. Știm două lucruri. Unu, știm că Dumnezeu dacă vrea să vindece, poate vindeca. Doi, dacă Dumnezeu alege să nu vindece, Știm că viața asta, viața asta, este scurtă și mai devreme sau mai târziu ne întâlnim cu cei dragi după ce plecăm din lumea asta. Viața se duce repede. Dar dumneavoastră, domnul doctor, dacă se întâmplă cumva să muriți, aveți siguranța asta? Și ce bă, m-am blocat. Deci aproape că am crezut în Dumnezeu, mi-a zis el. Niciodată nu mi-a făcut complimentul ăsta. Au mai venit de câteva ori, mi-a ascultat predicile, bă, zice, îmi place cum vorbești, dar eu nu mă pocăiesc. Dar când, auzit, când, când i s-a întâmplat treaba asta, mi-au zis, aproape că am crezut în Dumnezeu când i-am văzut pe oamenii aceștia. Cel mai mare lucru e să știi că Dumnezeu e stăpân în orice situație te afla. Dacă știi că Dumnezeu e stăpân, ai liniște și pace. Mi-aduc aminte că îmi spunea bunicul, îmi zicea așa, dacă o să vezi că mi-este frică de moarte, când voi fi aproape de moarte, să nu crezi nimic din tot ce ți-am zis când s-a apropiat de moarte, l-am văzut, eu eram la institut anul întâi sau doi, nu mai știu exact, l-am văzut, am stat de vorbă cu el, era parcă mai bucuros ca niciodată. Eu n-am crezut că va muri, tocmai pentru că l-am văzut așa de bucuros. Dar de fapt el era bucuros tocmai pentru că se apropia să ajungă acasă, în veșnicie, la cel în care crezuse. Pentru că am învățat în viața aceasta că atunci când trecem prin încercare, prin suferință, prin necaz, e cineva care rămâne stăpân. Și acesta e Dumnezeu. Când am fost în America, am văzut că americ americanii pun pe mașini tot felul de actibilduri din astea, cu inscripții, tot felul de chestii, Te mirce. Pe mașină am văzut că scria, scria așa, ăștia erau ceva pocăiți, scria Iisus e copilot. Și am zis, bă, ăștia habar n-au. Iisus nu e niciodată copilot. Știți cine e copilotul ăla din dreapta? Isus ori e pilot, ori nu e prezent deloc. Poate că n-ați înțeles bine, așa că mai zic o dată. Iisus ori e pilotul vieții tale, ori nu e prezent deloc în viața ta. Adică, El este, ori este în mod absolut stăpânul vieții tale, ori nu este prezent deloc în viața ta. Și îți voi mai spune ceva. Dacă vrei să fii cu adevărat fericit, Acceptă-L pe Iisus ca pilot al vieții tale, adică acceptă voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Noi avem senzația că Dumnezeu ne-a pus legi și porunci doar de dragul de a ne chinui. În realitate, legile și poruncile lui Dumnezeu sunt pentru binele nostru. Dumnezeu, ca un tată bun, știe să ne pună anumite legi care sunt pentru binele nostru. Când suntem copii, suntem supărați pe părinți pentru că ne pun anumite reguli. Și am auzit pe copii zicând câteodată supărați. Copiii unor vecini de mei erau supărați pe tata lor că de ce nu lasă să joace fotbal în drum? Cu toate că pe lângă casa lor, mașinile trec în viteză. Tatăl le a pus regula asta. De ce? Pentru că știa că dacă vine o mașină și s-ar putea să fi fost în pericol. Să știți că exact așa suntem noi cu Dumnezeu. Dumnezeu ne pune anumite legi și reguli. Noi avem senzația că le pune numai de dragul de a pune acolo ceva ca să ne chinuie. În realitate, toate poruncile lui Dumnezeu sunt pentru binele și sănătatea noastră. Amin. Dumnezeu este stăpân. Punctul 3. A, ah, păi uite, ne-am încadrat în timp, nici eu n-am crezut că o să reușesc să mă... Numai acum nu vă garantez că punctul 3 nu o să fie jumătate de ceas. Vă mai aduceți aminte care a fost punctul 1? Ce învățăm în încercare, în suferință? Primul lucru, viața este cum? E imprevizibilă. 2. Dumnezeu este stăpân. 3. Isus ne oferă tot ce avem nevoie. Acum, Iisus vede dincolo de ceea ce vedem noi. Știți, uh, mi-aduc aminte când eram copil, mama avea o vază la care ținea foarte mult, o vază galbenă, made in China, scria pe ea. Nu era prea grozavă. Da. Vaza asta, mi-aduc aminte că odată eu cu fratele meu, Beniamin, acum uh, sper să fie și pruncii mai atenți, dar n-aș vrea să le dau idei, eu cu fratele meu mai mic am reușit să facem din ea, din una, două, aproximativ egale. Am avut așa, nu știu cum să numesc, nu o ceartă, că pocăiții nu se ceartă. Dar am avut o discuție mai hotărâtă. Și dintr-o vază am făcut două. Și atunci amândoi ne-am panicat și ne-am gândit, mă, ce să facem. Uite ce liniște s-a făcut în adunare, Cum îți sprunce atenți, am lipit vaza, eu am avut ideea, am lipit vaza cât de cât și am pus-o lângă ușă pe unde știam că trece mama că vine de la lucru. Am pus-o acolo și noi doi am stat ascunși, unul stâng, altul în dreapta și abia am așteptat să vină mama de la lucru. Cum o deschis mama ușa, o trecut pe lângă vază, s-a atins o leacă de vază și vaza s-a desprins în două și noi cu ochii mari am zis, mamă, ce ai putut să faci, ai spar vaza. Am, mama nu știu treaba asta până când am spus-o odată la predică și atunci s-a supărat. Ce vreau să vă spun cu asta e că noi câteodată, știți, încercăm să ascundem lucruri. Suntem exact ca niște copii. Dar Dumnezeu vede dincolo de aparențe. A trecut pandemia din fericire și în pandemie mergeam pe stradă și de multe ori mai auzeam pacea Domnului și ziceam, măi, ăsta e pocăit, după salut. Nu știu cum de ne-am recunoscut. Aveam noi ceva, că ne recunoaștem. Dar vă mărturisesc că au rămas altfel de măști. Nu mai sunt ale albastre. Sunt astea alte. Știți masca asta? Frate, mă iubești? Te iubesc. Ai ceva cu mine? Nu. Dincolo de masca asta, e unul singur care știe ce este. Și acesta este Dumnezeu. Vedeți, vechii greci aveau un cuvânt folosit pentru actor. Cuvântul era hypocrito, De unde avem în limba română cuvântul ipocrit, nu pocăit. Vă rog să rețineți. Pentru că vechi actori își puneau niște măști și un singur actor putea să joace 10 roluri. Se întâmplă și astăzi de foarte multe ori că avem o mască, o mască pe care o punem aici când venim în biserică. Dar îți garantez ceva, Biblia spune că avem de-a face cu un Dumnezeu în fața căruia totul este gol și descoperit. El știe care sunt lucrurile de care avem nevoie. El știe ce e în inima noastră. Ba aș îndrăzni să spun că în ciuda faptului că știe ce e acolo, totuși ne iubește. Slăvi să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvi să fie numele Lui pentru asta. An de zile în urmă m-am dus într-o familie cu 10 prunci, în care cel mai mic, o fetiță, era bolnavă de distrofie musculară și era disfigurată din cauza bolii. Toată fața era afectată de boala asta îngrozitoare. Mă uitam la fetița asta și arăta așa de rău încât mă gândeam să termin rugăciunea cât mai repede, să fac ungerea și să plec. Tata fetei se uita cu atâta drag la fetiță și îmi spune mie, frate Adi, știu că ție ți se pare urâtă și desfigurată de boală, dar pentru mine, pentru că e copilul meu, este cel mai frumos copil. Și m-am gândit de multe ori că Dumnezeu știe ce dincolo de masca asta. Câteodată și noi păstorii știm. De asta de multe ori când, sunt, când trebuie să predic în biserica mea, nu prea mă uit la oameni, mă uit așa în sus. Sau dincolo de oameni, sau stau cu privirea jos. Câteodată și noi știm ce e dincolo de masca asta pe care o punem când venim la biserică. Dar dincolo de asta, mai mult decât oricine, e unul care știe. Și acesta e Dumnezeu. Și îți garantez ceva. Dumnezeul acesta știe ce ai nevoie. El știe că tu ai nevoie în seara asta să fii mustrat. El știe că în seara asta ai nevoie să fii încurajat. El știe că în seara asta ai nevoie să fii ridicat. El știe că în seara asta trebuie să te pocăiești. Eu n-am de unde să știu, dar dincolo de această mască e cineva care vede și știe care e lucrul de care ai nevoie. Spune Biblia că ucenicii Domnului Isus erau în mijlocul furtunii. Domnul era pe mal și se ruga pentru ei. Și ne mai spune Biblia ceva, că de acolo de pe mal, Domnul îi vede că se necăjau cu văzlirea. Păi de unde să vadă, cum ar fi trebuit să vadă un om, dacă Domnul ar fi fost un simplu om în mijlocul mării, că ucenicii lui în mijlocul furtunii și în mijlocul valurilor se necăjeau cu văzlirea. dar Domnul care era mai mult decât un simplu om, Dumnezeu din Dumnezeu, de acolo de pe margine, el vede, vede dincolo de valuri, dincolo de furtună, vede exact lucrul de care ucenicii lui aveau nevoie și atunci când ucenicii nu mai puteau face nimic, când tot ceea ce puteau ei să facă nu, erau, nu era decât să sper la un moment dat spune Biblia că Iisus vine la ei călcând pe mare și le spune îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. O să fi să fie Domnul. Domnul nu ne dă ce vrem noi, ci ne dă uh, lucruri de care avem nevoie. Am văzut că dacă vă spun întâmplări, atunci sunteți mai atenți, vă mai zic încă una și... Uh, când eram copil la noi în sat, era un magazin, supermarket, se numea Cooperativa Agricolă de Producție. La magazinul ăsta erau doar două feluri de bomboane. Dacă ăștia care sunteți tineri vă întrebați de ce părinții voștri nu stau așa grozav cu dinții, s-ar putea să fie unul din motive. Doar două feluri de bomboane. Când se deschidea magazinul rar, nu avea program fix în funcție de la care era acolo de toate, și manager, și vânzător. Într-o seară, bunicul a venit de la coasă, s-ar putea să nu pricep, priceapă mulți de la lucru, dar o lucru de la, de la greu în agricultură, au venit acasă obosit și eu, copil fiind, deodată m-a lovit dorul după bomboane. Și am început să strig chiar când bunicul se culca, vreau bomboane, vreau bomboane, cu o voce de viitor predicator penticostal. Acum bunicul o răbda cât o răbdat, dar la un moment dat, eu eram în pac cu bunica îl văd că se ridică, vine spre noi amenințător și zice, și zice bunicii, ce-i treabă la pruncul ăsta? Și ea speriată zice, nu știu, lasă zice că știu eu ce-i treabă și îmi două o palmă. Acum, care e morala poveștii? Tu îi ceri lui Dumnezeu bomboane și el știe că tu ai nevoie de o palmă. Tu îi lui Dumnezeu vindecare într-o anumită circunstanță din viața ta, într-o anumită situație, și Dumnezeu știe că dacă te vindecă de boala aceea, tu nu mai calci pe la biserică. Tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, nu vreau să mă mai doară spatele, dar Domnul zice, dacă ridic la ăsta durerea de spate, nu l mai prinzi la rugăciune. Tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, rezolvăm problema asta financiară și dăm niște bani. Și Domnul zice, nu, mai bine să-l țin acolo, dependent de mine, că dacă îi dau bani prea mulți, ăsta se va încrede prea mult în el tu îi ceri lui Dumnezeu un anumit lucru și Domnul zice, nu, 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 nu. eu îmi rezerv dreptul, zice Domnul, să spun nu, pentru că știu de fapt care e lucru de care tu ai nevoie. Dumnezeu știa, draga mea, că tu ai nevoie să treci prin toate lucrurile prin câte ai trecut. N-ai fi fost în biserică în seara asta de n-ar fi îngăduit Dumnezeu. Dragul meu, Dumnezeu știa că va trebui să treci prin toate situațiile grele prin care ai trecut. De ce? Pentru că lui Dumnezeu îi păsa de sufletul tău. Aș vrea să vă mai întreb un lucru. Știți încă un om care a pășit pe apă în afară de Isus? Hai să vedem, știți? cine Acum, biserica, frațe predicatori, dacă nu știu asta, 100% ei știu. Cine, fraților, surorilor? Petru. Mă bucur că n-ați venit și cu o altă propunere, că aici nu funcționează democrația. Cu îi așa rămâne scris. Ce-i scris, e ce scris. Petru. Vă mai aduceți aminte cum s-a întâmplat? Petru era în corabie, împreună cu ucenicii. Iisus apare călcând pe ape. Știți ce spune Petru? Zice, Doamne, gândiți-vă că era furtună, erau valuri, zgomotul mare, dacă ați fost așa vreodată într-o barcă din asta, deci trebuia să vorbească tare. Doamne, Doamne, dacă ești Tu, adică dacă ceea ce văd eu nu-i rodul imaginației mele, nu e o halucinație, nu e o fantomă, nu e o arătare, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. No, știți la ce m-am gândit eu? M-am gândit așa, mă, ce-a fost în mintea lui Petru când a venit cu cererea asta? De ce? Pentru că mi-am adus aminte că v-am zis că de două ori am fost pe ocean și de două ori m au prins furtuna, o dată mai tare în Australia, o dată mai puțin tare în America, dar de fiecare dată am fost prins de un sentiment de frică extraordinar și niciodată vă mărturisesc că nu mi-a trecut prin minte ideea să-i spun Domnului, Doamne, acum aș face baie în ocean. Ba, din potrivă. Vă mărturisesc că mă gândeam, mă, dacă vine vreo furtună, mă țin de bucata asta de barcă și orice ar fi asta, nu o las din brațele mele. Dar rămân cu o jumătate scândură, cu aia stau. M-am tot gândit, vă mărturisesc, chiar într-unul dintre, momente, într dintre momentele astea, m-am gândit, oare la ce s-o fi gândit Petru? Când era în furtună, valurile erau foarte mari, îl vede pe Domnul, îl vede probabil destul de departe și strigă: Doamne, doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Și Domnul mi-a dat răspuns la întrebarea asta. Fiți atenți, uitați toată predica, dar nu uitați ce vă spun acum. Motivul pentru care Petru îi cere Domnului acest lucru nu e cumva o chestie uh, teribilistă. Nu e nevoia de adrenalină sau ceva de felul ăsta. Nu e ceva, Bă, vreau să demonstrez acum că și eu pot umbla pe mare. Nu. Petru știa ceva și ascultați-mă. Petru a învățat că cel mai important lucru în viața asta e să fii cât mai aproape de Isus. Și atunci, stând acolo în corabia asta, care, despre care Biblia nu ne spune că ar fi stat prea rău, în ciuda faptului că o trecut prin furtună, corabia încă era întreagă și un om normal s-ar fi gândit, mă, mă, țin de corabia asta, orice s-ar întâmpla, se uită la Domnul care, care pășea pe valuri și în momentul în care îl vede pe Domnul, zice, Doamne, prefer mai degrabă să fiu lângă tine acolo pe mare decât să fiu aici. Pentru că Petru a știut un lucru, cel mai important lucru în viața asta de care omul are nevoie e să fie cât cât mai aproape de Isus. No, aminul vostru trebuie să se audă mai tare decât vocea pruncilor. Vă mai zic o dată. Cel mai important lucru în viața asta e să fii cât mai aproape de Isus mai zic o dată, cel mai important lucru în viața asta e să fii cât mai aproape de Isus. De aceea Petru când era acolo și se ținea de barcă și lupta cu furtuna, îl vede pe Domnul și zice Doamne m-am săturat de azi, de, azi, de, de, aseară, stau pe corabia asta și când îl, văd, îl vede pe Domnul zice Doamne las corabia pentru că vreau să fiu cât mai aproape de tine. eu cântare, dacă vă aduceți aminte de ea, o cântare veche ce zice Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât de greu ar fi necazul meu. Eu vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. E adevărat că e o cântare pe care noi o cântăm la înmormântări. N-am priceput de ce niciodată. De ce o cântăm numai la înmormântare? Pentru că nu e suficient să mori ca să fii lângă Dumnezeu. Ba, și întrețin să spun că în cazul unora exact din potrivă. Cântarea asta în mintea noastră îi, îi gândul ăsta că trebuie cântată numai la înmormântări, Da, nu, nu. Aș vrea în seara asta în momentele care vor urma, pentru că ne apropiem de sfârșit, v-am ținut mai mult decât era necesar la predică, să ne punem întrebarea: Oare suntem destul de aproape de Domnul? Domnul ne oferă în încercare ce avem nevoie. Lucrul principal de care avem nevoie e să fim cât mai aproape de Domnul. Am o rugăminte, înainte de a face rugăciunea, pentru că ați fost atenți, în ciuda oboselii, în ciuda căldurii. Aș vrea acolo unde sunteți, așa cum stați așezați, să închideți ochii pentru ca nimic din ce se întâmplă în jurul vostru să nu vă distragă atenția. Aș vrea să stați cu ochii închiși, ca și cum ne-am ruga. Acum rugăciunea noastră trebuie să fie în continuu. Biblia spune rugați-vă neîncetat. Dar aș vrea în momentele acestea, când stați așa cu ochii închiși, aș vrea să vă întrebați, Doamne, cât sunt de aproape de Tine? cât sunt de aproape de tine. Dacă te întreb de ce o lăsat Dumnezeu necazul, durerea, suferința, pierderea în viața ta, unul din motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit toate acestea e să te ducă cât mai aproape de Isus. Copiii mei pentru care simt din nou durerile faceri, zice Apostolul Pavel unei biserici, până când Hristos va lua chip în voi. Aș vrea în momentele în care stai așa, cu ochii închiși și cu gândul că Isus Hristos se prezentă în locul acesta, să te întrebi în modul cel mai sincer, Doamne, eu sunt penticostal, îți pocăit, sau de altă religie, dar în realitate cât sunt de aproape de tine? Și dacă ești în necaz, dacă ești în durere, dacă ești în suferință, dacă ai pierdut ceva de curând, mulțumește lui Dumnezeu că Dumnezeu le-a îngăduit în mod neașteptat și dureros și nedrept, pentru ca să înțelegi că viața ta ține doar de un fir de ață și de firul acesta de ață ține o mână nevăzută, e mâna lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară, acolo unde ești, dacă ai înțeles că ești departe de Domnul, să ai îndrăzneala lui Petru și spune Domnului, Doamne, dacă ești tu prezent în adunare în seara asta, poruncește-mi poruncește să vin la tine pe ape. Petru face primul pas și încă un pas și încă un pas. Și la un moment dat simțim vântul puternic și văzând valurile mari, se prăbușește. Și când părea că se scufundă, strigă către Domnul, Doamne, scapă-mă! Și Domnul îi întinde mâna, exact cum Domnul îi întinde și ție mâna seara asta. Nu vrei să-i spui Domnului, Doamne, dacă ești Tu, poruncește -mi și mie, poruncește-mi și mie, poruncește-mi și mie să mă las de păcatul din viața mea. Poruncește-mi și mie, Doamne. Aș vrea să fac o rugăciune specială. Și în cele ce urmează, aș vrea să stați împreună cu mine în picioare. Vă invit să vă ridicați în picioare. Am vrut să stați cu ochii închiși, în speranța că, stând așa cu ochii închiși, nimic din ce se întâmplă în jurul vostru nu vă distrage atenția. Dar, în timp ce stăm așa, în meditație, în prezența lui Dumnezeu, spune Biblia că, când Domnul este în Templul lui Cel Sfânt, toată lumea să tacă. Și când spun toată lumea să tacă, nu mă refer doar la vocea asta noastră, ci la vocea gândurilor noastre. Fă ca gândurile din mintea ta să înceteze, chiar în clipa aceasta. Și Domnul Dumnezeu să se atingă de tine. Dacă crezi că Isus Hristos e prezent aici, spune-i cum i-a spus Petru, Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine. Poate că ești departe de Domnul, chiar dacă ești botezat în apă. spune Domnului, Doamne, vreau să vin la tine. Poate nu ești botezat în apă, dar e vremea să te pui și tu pe lista pentru botez. Chiar dacă botezul a fost de dimineață, spune Domnului în această seară, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine. Tu care ești în adunare în seara asta, supărat pe Dumnezeu pentru situația din viața ta, spune-i lui Dumnezeu, Doamne, dacă ești Tu, dacă Tu ești Cel care ai îngăduit suferința asta, dacă, pierderea asta și boala asta, Doamne, au fost îngăduite în viața mea de Tine. Doamne, poruncește să vin la Tine. poruncește să mă apropii de Tine. Aș vrea să fac o rugăciune și dacă e cineva în seara aceasta aici, care vrea să-i spună Domnului, Doamne, vreau să mă apropiu de Tine. Vreau să mă rog pentru Tine. Și acolo unde ești, aș vrea să ridici mâna sus. Și am o rugăminte. Rugămintea este, dacă tu consideri că rugăciunea asta nu-i pentru tine, cel puțin stai liniștit, vezi de treaba ta. Dar dacă consideri că rugăciunea asta e pentru tine, aș vrea să ridici mâna sus. Și aș vrea să strigi către Domnul cu toată inima și cu toată puterea ta. N-aș vrea ca seara asta să fi fost o seară pe care voi ați bifat-o ca să vă liniștiți conștiința. Bă, am fost și duminică seara la biserică. Și îmi doresc ca în seara asta Dumnezeu să se fie atins de tine și tu să te apropii mai mult de Isus. Dacă vrei și tu, la fel ca Petru, să-i spui, Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi și mie Stai cu mâna ridicată și voi rosti rugăciunea aceasta cu voce tare. Doamne, te rog, uită-te la cei care în, în clipele acestea, cu mo în modul cel mai sincer, strigă către tine. Unii dintre ei, Doamne, Dumnezeule, sunt la fel ca Petru. Se simt în mijlocul furtunii, siliți de tine, Doamne, să ajungă situația asta. Dar în clipele acestea îți spun cu toată inima, Doamne, 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 dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine. Doamne, sunt în locul acesta oameni cu inimă sinceră, care nu mai știu ce să creadă și încotro să apuce. Și în clipele acestea îți spun ție, Doamne, Doamne, dacă ești tu și dacă tot ce s-a spus în momentul acesta, până în momentul acesta, e adevărat și dacă prezența ta e în Emanuel în seara asta și dacă, dacă Doamne Dumnezeu îți spasă de mine, la fel ca lui Petru, Doamne Dumnezeu le îndrăznesc să spun, poruncește-mi și mie să vin la tine. Poruncește, Doamne, celor ce sunt legați de diavolul cu fel și fel de păcate în această zi să fie eliberat. Poruncește, Doamne, celor ce sunt, celor ce sunt împovărați de depresii și tristeți ca în această seară, Doamne, să poată face pasul, să se desprindă de povara care le creează tristețea cronică și să se apropie de Tine mai mult. Poruncește, Doamne, celor ce sunt în adunare în seara asta și care se simt departe de Tine. O, strigăm la fel ca David în Psalmul 61, Tată din ceruri, de la capătul pământului către tine strig, Doamne, Dune pe stânca aceea care e prea înaltă pentru puterile noastre, Doamne, Dumnezeul nostru prea înalt, spunem în această zi, facem în fața ta acest exercițiu de sinceritate și cu toată inima spunem, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-ne și nouă, vrem și noi, Doamne, Dumnezeule, să facem pasul acesta mai departe pe drumul pocăinței, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să ca cei ce sunt căzuți să fie ridicați dacă sunt în locul acesta, Doamne oameni căzuți, în numele Domnului Isus Hristos, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, ridică -i. O, mi se bucură inima în Domnul, spun și eu la fel ca Ana altă dată, pentru că Tu, Doamne, ești Cel care cobor și Tu ești Cel care ridici. Tu ești Cel care omori și Tu ești Cel care dai viață. Tu ești Cel care ridici din pulberea pământului pe cel sărac. De aceea mă rog în această seară, Doamne, atinge-te de cei ce strigă către Tine cu inima sinceră, spunând, Doamne, Doamne, dacă ești Tu prezent în cuvânt, dacă ai fost Tu prezent în cântare, dacă, dacă ești Tu prezent de fiecare dată când ne adunăm în locul acesta, poruncește-mi și mie, Doamne, Tată, din ceruri, mă rog, în numele Domnului Isus Hristos, poruncește liberare în dreptul celor legați, poruncește vindecare în dreptul celor bolnavi, dar mai ales, Doamne, poruncește mântuire în dreptul celor pierduți. Știu că sunt în locul acesta oameni care fac parte din biserică, oameni care fac parte din familiile noastre, dar care, care au sufletul pierdut, Doamne, poruncește mântuire în dreptul lor. Ne rugăm cu lacrim Doamne, înaintea Ta și spunem, Doamne, nu zic dacă ești Tu, eu știu că ești prezent. Doamne, locul acesta. Și nu voi spune ca Petru în seara asta, dacă ești tu, ci îți voi spune: Doamne, știu că ești prezentul. Știu că vocea care s-a auzit în seara asta este vocea ta. Știu că prezența pe care am simțit-o în seara asta e prezența ta. Știu că atingerea pe care am simțit-o în seara asta e atingerea ta prin Duhul Sfânt. De aceea, Doamne, spun, pentru că ești tu, poruncește, Doamne, poruncește celor care s morți în păcatele lor să învieze ca Lazar altădată, poruncește celor care n-au putere din cauza tristeții să meargă mai departe, să meargă mai departe și cel neprihănit de va cădea de șapte ori se va ridica iarăși pentru că Tu, Doamne Dumnezeule, prin cuvântul Tău ai putere și cuvântul Tău are putere, are putere în dreptul celor păcătoși, are putere în dreptul celor bolnavi, are putere în dreptul celor căzuți, are putere în dreptul celor adormiți, are are în putere în dreptul celor care sunt însleiți de putere, are putere în dreptul celor adormiți. Cuvântul tău are putere în seara asta o cercetează, Doamne, biserica. Vreau să simt prezența ta în seara asta la Emanuel. Vreau ca prezența ta să cerceteze adunarea, Doamne. Și așa cum Petru și-a dorit să fie cât mai aproape de tine, și noi îi spunem, Doamne, vrem să fim cât mai aproape de tine, pentru că tu ești prezent în rugăciune, Doamne. Vrem să fim cât mai aproape de tine, pentru că tu ai fost prezent în serile acestea la adunare. Doamne, și noi vrem să fim mai aproape de tine. Și în apropierea noastră de tine, Doamne vom descoperi că suntem slabi. Dar când valurile tentațiilor, ispitelor, păcatelor, suferințelor ne vor acoperi, vom striga către tine, iar tu îți vei întinde mâna, slăvi să fii în veci de veci. Amin.